Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi, atenția noastră se îndreaptă către sportul fălticenean. Și de ce facem acest lucru? Pentru că întotdeauna am avut o atenție deosebită pentru această zonă, pentru că din această zonă am avut extraordinar de mari satisfacții de-a lungul timpului și vă spun eu că o să mai avem. Iar astăzi, alături de mine, se află profesorul Vasile Nistor. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Bună emerit. Ziua, mulțumesc pentru invitație. Emerit sau încă maestru emerit antrenor. Maestru emerit antrenor la secția de box. La secția de box în Fălticeni. Și, bineînțeles, Iulian Darabă, care întotdeauna mă ajută și e, să spunem așa, ambasadorul sportului fălticenean, înlăturând multe din emoțiile pe care le-au ceilalți sportivi și, bineînțeles, antrenor. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Domnilor, în weekendul ăsta am avut una bucată bucurie oferită de Clubul Sportiv Universitar din Suceava la handbal, victoria la Potaița Turda. Asta înseamnă că s-a încheiat povestea aia, adică ne-am asigurat cumva poziția 7 în clasamentul Ligii Zimbrilor, ceea ce înseamnă că am scăpat și de baraj și de alea, adică treaba este bună. La fotbal, din păcate, cu 2 săptămâni în urmă, n-ați reușit minunea. Adică era o dublă minune. Ar fi trebuit și o victorie la Rădăuz, dar am înțeles că nu era mare distanță să o obțineți. Dar mai trebuia și rezultat în partea aia, la meciul direct dintre Bacău și CSM Vaslui. Și Vaslui. N-a fost să fie. Asta înseamnă că încă un an în play-out. Da, din păcate încă un an în play-out. Meciul de la Rădăuț a fost important prin prisma rezultatului, dacă era unul pozitiv, și în meciul de la Bacău se termina la egalitate, dar și important pentru că a fost un derby din județul Suceava și ne doream să-l câștigăm. Meciul a fost frumos, din ce am înțeles? Da, a fost un meci deschis oricărui rezultat. Am avut 11 metri ratat, am avut un gol anulat pe poziție de offside. Dar la finalul... De la VAR nu s-a văzut. A fost sau nu a fost offside? Nu vreau să comentez deciziile arbitrului, dar... Nu, întrebam de VAR. Dar nu știu dacă au fost. Hai, normal, la Liga 3. Dar la finalul celor 90 de minute, scorul a fost 1-0 da, pentru Bucovina Rădăuz. Poate după... A mai fotografiat cineva prin tribună. N-aveți o dovadă din punctul ăsta de vedere. Poate vă dă golul înapoi. Da, calificarea n-am pierdut un meci de la Rădăuz. Calificarea s-a pierdut pe parcursul campionatului. Am avut meciuri care am jucat foarte bine și nu am reușit să câștigăm. Și acele puncte care le-am pierdut pe parcursul campionatului au contat în ecuația clasamentului final. Dar sperăm ca în următorul an să prindem în sfârșit și noi play-off-ul, pentru că avem câțiva ani de zile de când tot încercăm să îndeplinim acest obiectiv. Da, și e cu, din păcate, pentru că dacă mă întreabă cineva pe mine, una din cele mai oneste finanțări din punctul ăsta de vedere este la Fălticeni. E o stabilitate foarte importantă pentru ceea ce înseamnă această disciplină pentru fotbal, tocmai în această logică, pentru că vrem să creștem, vrem să construim. Dar la un moment dat vor trebui să apară și rezultatele. Înțeleg că de acum vine presiunea un pic pe rezultate. Chiar dacă nu am plins play-off-ul, pentru noi ca și club am reușit să vindem un jucător de viitor, pe Gabriel Cristian, care s-a transferat la FC Bacău. Am luat și o sumă de bani pe acel transfer, plus anumite bonusuri dacă el va progresa în cariera fotbalistică. Chiar dacă nu am prins play-off-ul, suntem bucuroși că am reușit să... Ați atins un obiect, de fapt nu, două obiective, că unul nu a fost aducerea unei echipe de Liga 1 în Cupa României? Da, ne-am dorit să aducem o echipă de Liga 1, cum s-a mai întâmplat la Fălticenia cu 2 ani cu Voluntariu, dar nu a reușit acest lucru. Dar rezultatele și jocul echipei au demonstrat jucătorii că pot juca la un nivel mai sus. Și FC Bacău, din punctul meu de vedere, este o echipă care în următorii ani va avea un cuvânt de spus în fotbalul românesc. Da. Ok, o să mai discutăm. Sâmbătă ați avut meci? Sâmbătă nu, pentru că... S-a stat, nu? Noi am stat,
deoarece Darabaniu și Suceava nu mai sunt în competiție și avem o etapă stăm, o etapă jucăm, o etapă stăm, o etapă jucăm. Oricum de picat, am impresia că nu prea e cum de picat anul ăsta, din play-off. Poate să mai retrogradeze locul 8 din un singur loc 8 din toate cele 10 serii. Cel mai slab loc 8. Cel mai slab loc 8, da? Nu știu dacă e cazul, dacă se poate pune problema de așa ceva. Și oricum sunt convins că chiar și în acest play-out se vor mai obține puncte. Da, e cam ciudat, domnul Istor. Ce părere aveți de liga asta a treia la fotbal? Mie mi se pare că e dus așa într-o zonă de ridicol la un moment dat sau erau niște criterii de promovare care erau mai complicate decât în Champions League, dacă vreți să mă, dacă vreți să mă au credeți. Au fost alte vremuri. Acum, dacă ne uităm un pic și la Liga 1, da, afară de primele 6 locuri, celelalte sunt... Pe lângă primele 6 aș mai pune așa încă vreo 2-3 din partea altă. Aș pune cealaltă, Craiova. Hai să spunem și... Oțelul lui Dorinel. Oțelul lui Dorinel. Craiova, cealaltă, nu știu, nu... S-a întâmplat, poate că a bătut acum Rapidul, dar totuși să ne gândim că pe locul 2. Da. Da. Deci aș mai fi pus, deci undeva 8 echipe sunt. Da, dar noi ne gândim dacă facem ceva performanță internațională, nu? Păi acolo e joaca. Acolo păi așa, n-ați văzut regina, înainte de a începe emisiunea, v-am întrebat, ca să nu greșesc și să-mi prospătez eu. Și ce v-am întrebat? V-am întrebat medaliile europene și mondiale, da? Și o participare la Olimpiadă, care pentru mine eu sunt mândru pentru așa ceva. Vedeți că avem 8 sportivi, mă scuzați, avem 8 sportivi care am încercat cu ei să mergem la un turneu în Italia pentru calificare și nu s-a calificat niciunul. Avem doar o singură fată calificată pe joc, care a fost vicecampioană europeană anul trecut și s-a calificat direct. Atât. Și mai avem un singur turneu de calificare în Thailanda. Un ultim turneu. Ultim turneu, da. În mai. Deci nu știu, eu sper să mai putem califica măcar un băiat și o fată, dar nu prea văd. Acum spun unii că s-ar putea să fie șansele mai mari acolo, pentru că cei care au fost mai puternici s-au calificat aici. Deja sunt calificați acolo, o să fie... Dar nici acolo nu putem să spunem că sunt ăia slabi. Asta voiam să scot în evidență, că întotdeauna discutăm de competițiile peste cele naționale. Până la un anumit moment, când discutăm de juniorat, de hai un cadet, ceva pe aici, tineret, ne interesează competițiile interne, pentru că aici ne dăm seama cam cum, dacă ce suntem pe creștere, ce dacă avem? Acumulăm. Pe ce ne bazăm la seniorat? Dar, aici e problema noastră. Dar ce ne interesează cel mai mult la nivel european și mondial? Aici la box este o problemă la seniorat. Pentru că nu avem posibilitatea să ținem sportivii seniori, să ținem ori acasă, ori chiar în altă parte la cluburile mari. Că nici cluburile mari îți spune, domnule, îți iau copilul, este campion, este câștigător de turneu, îți iau copilul, dar nu poți să oferi nimic. Adică, nu poți să oferi decât cazare și masă. Și cazare. Păi cine mai stă pentru masă și cazare să facă box de performanță? Se duce, am vorbit acum chiar cu Dinamo București. Domnule, poți să le iei pe campionul ăsta? Domnule, ți le iau, dar nu poți să-ți dau nimic. Și atunci, unde suntem? Dacă nici un club ca Dinamo, sau un club ca Rapid, sau un club ca Steaua, sau celelalte cluburi mari, care sunt CSM-uri, nu poate să ofere la un senior, este mai greu. Da, cluburile astea, din câte știam eu, încă mai puteau oferi, încă strângeau. Nu mai. A zis că da, ți le iau, dar dacă este medaliat european, mondial, sau... Să participe la Olimpiadă. Deja să în sensul că poate să-i ofere un contract, poate să-i ofere o indemnizație, poate să fie o angajare în MAI sau MAPN. În viitorul apropiat am înțeles că s-a depus o lege pentru Camera Deputaților ca să o aprobe, că sportivii care fac performanță și sunt până în 30 de ani să fie angajați în MAI sau în MAPN și următorii ani să gândească că acel sportiv... Sportivii sunt deștepți, nu sunt proști, să treacă în profesional. Cum a fost și până acum la Dinamo, era Dinamo Brașov, era Steaua. Da, câți oameni n-au evoluat așa? Păi, mulți așa au făcut performanță. Cu ajutorul cluburilor mari,
fiindcă i-au putut angaja, le-au oferit tot felul de portițe și indemnizații, salarii și celelalte condiții și au putut duce mai departe sportul, boxul românesc. Acum este cam greu. Am văzut că la Constanța este făcut un nou CSM, zice că oferă acolo și tot felul de condiții, dar doar pentru 2-3. Deci fost tu Faro, nu? Sau nu, nu, Faro este. Rămas. Mai e și Faro? Faro este, dar s-a mai înființat încă o secție de box CSM. Am înțeles. Deci este secție de box și la Faro Constanța? Da. Și CSM. Și la CSM. CSM, da. Păi foarte cum este interesant. La Bacău? Bacău este CSM, mai este și SCM. Am înțeles. Care sunt cluburi departamentale, finanțate de către minister și primărie, bineînțeles. Cum a fost, sau haideți să începem așa, cum e acum în sală, în sala de box? Acum suntem bine, noi ne-am mutat de vreo 3 ori. Tot am fost la școala militară, că acolo am început, acolo am înființat și afiliat clubul, după aia ne-am mutat la Casa de Cultură, din motive tehnice, să vorbesc așa, o trebuie să ne mutăm în altă parte, ne-a dat domnul primar, ne-a ajutat, pe această cale îi mulțumim, ne-a oferit condiții aici unde suntem, bineînțeles că și noi trebuie să ne gospodărim. Nu trebuie să așteptăm numai de la alții. Am ajutat și noi, am făcut și noi acolo, sala este ok, avem condiții bune, căldură a fost iarna, sala este dotată, avem în fost spital de boli infecțioase, unde au fost compartimente, saloane, totul e pus acum cu compartimentat, cu manechin, cu pernă de box, cu biciclete, cu avem două băi, două vestiare. Deci, deci o mică sală trebuie de forță. Este o sală bună, bună, pot să spun, pentru box. Am și un spațiu sus unde trebuia să vină Vasilea Vrămia cu ergometrele și n-am mai venit. Și am amenajat noi un ring improvizat, așa făcut de noi, dar e bine. Deci avem două spații, cum ar veni, sus și jos. Spații am înțeles, și vin... Copii sunt, uitați, anul trecut am avut 18 medale, naționale și internaționale, la box. Anul ăsta deja avem iarăși 3. Da, abia a început anul, stați un pic. Noi în fiecare lună avem o competiție. Da? În fiecare lună, sigur. E mai greu, să participați, adică e mai greu să ajungeți. E mai greu de participat, pentru că proiectele de finanțare le depunem la primărie, așa sunt legile, așa sunt făcute până la 31 martie, spuse în discuții, în aprobări, și după aia, după o lună și ceva, o să primim banii din partea primăriei, proiectele de finanțare. În rest, 4 luni de zile, noi trebuie să ne descurcăm cu sponsor. Aici, acum, având aici, de vedere calitatea umană a dumneavoastră și felul în care vă cunoaște și vă recunoaște Fălticeni, nu e o problemă. Am putut dar participa parcă e destul de complicat să stați tot timpul. Dom'le, nu mă poți ajuta să... Ba nu, că cam așa merge. Păi știu, dar nu e cam complicat. Să una, două, dom'le, nu mă poți ajuta să... Păi da, oamenii cu potențial financiar ar trebui să gândească că dacă ne ajutăm sportul, dacă ne ajutăm sportivii, pierdem. Măcar șansa de a fi acolo undeva, să ne cânte imnul, să... Păi mă uitam, dacă îmi dați voie să vă întrerup prelegerea noastră, mă uitam cât de fain era la un moment dat când vedeam clubul Dinamo, că la not avea podiumul ocupat în întregime de Dinamo, dar de fapt scria Fălticeni pe toți, inclusiv pe antrenori. Adică e ceva. Da, vedeți că au fost avolticeniului, dar ei trebuie să aibă, să urmeze și etapa cealaltă. Deci până la 14 ani a fost ok, a fost bine. Deci a fost de unde a fost resursa umană de calitate. Și cât am putut noi să asta ne să interesează, oferim. Resursa umană de calitate. Dacă îți vine și te caută la sală sau la bazin de nou sau la terenul de fotbal, înseamnă că e ok, înseamnă că avem. Și noi trebuie să-i luăm, să-i învățăm, să-i construim, să dezvoltăm calitățile lor și să mergem la competiții. Și ați văzut că performanța la box este. Nu sunt cluburi în țară care sunt cluburi mari. Și poate și câteodată, obținut atâta, și poate da. Câteodată ne-am bătut cu ei și poate am și câștigat. Uitați, avem medalii. Dar n-a fost... bine, dumneavoastră, deci... când ați început dumneavoastră cu boxul? Eu am 8 ani. De antrenor spuneți, da? De antrenorat. Prima oară când... A, din 81. În 81, deci dar cum s-a întâmplat lucrul ăsta?
Eu, mie totdeauna mi-a plăcut sportul. Eu am făcut și fotbalul, mi-a plăcut foarte mult. Am fost și la selecții, dar fiind mic de statură, n-am fost... Voiau niște băieți mai vânjoși. Da, mai mari. Și atunci a venit să antrenor de la box, mai venit să mai deschisese o secție de lupte și am zis că, domnule, la box cred că mi-ar place și m-aș... Unde asta? La Fălticeni. La Fălticeni? Da, venise antrenor de la Brăila domnul Chiriac, care mi-a fost antrenor până în 91, când m-am transferat la Dinamo. Deci 10 ani de zile ați lucrat, 10 ani de din 81 zile, până în... Și am făcut și performanțele cele mai mari. Campion european acolo am fost pentru Fălticeni, medaliat la mondiale la Australia pentru Fălticeni. După aia, campion balcanic pentru Fălticeni, campion național, câștigător de centura României, unde centura de aur a României era ca și un campionat european. Câți bănuți vă dădeau atunci sau cum? Da, atunci eram copii, nu. După aia am fost angajat la PAL, că așa erau vremurile pe atunci. Aveam. Erați angajat, dar nu prea dădeați pe la muncă. Nu, prima dată am mers la servicii 8 ore, după aia ne-a scos producție 4 ore, după aia am avut scoatere totală dacă începusem să facem deci performanță. Vă angajau, vă lăsau pe spun, dar vă dădeau ore libere. Cum ar veni? Și după aia la început munceam 8 ore. După aia, dacă făceai performanță, făceai scoaterea din producție 4 și după aia scoaterea totală din producție. Totală din producție. Ca să poți să te... Cu alte cuvinte, rămânea salariul, plătea fabrica respectivă. Da? Asta spun, dar, că ajutoarele, ajutorul a fost din partea... Așa era sistemul atunci. Așa era sistemul. Da, da. Pentru sportiv nu era rău. Pentru că aveai un salariu care știai că îți vine sigur și trebuia să te gândești numai... De idee, aveai și un loc de muncă. Loc de muncă, nu mai spun că dacă câștigai turnei, campionat european sau nu știu ce, primeai un apartament, primeai... Adică tot ce trebuia pentru un sportiv. Acum, ca să ținem un sportiv la Fălticeni senior, cum avem noi campion național senior, nu mai putem să-l ținem. Bun. Nu găsesc un sponsor ca să zică, domnule, eu ofer 1500 de lei... pe lună să facă numai sport. Și la 1500 de lei nici nu știu dacă... Nu, vorbesc doar așa, 1500, poate să mai agață încă unul, hai să mai dea 1500, încă unul 1000. Și cu 2500 cred că l-ai ține acasă. Da. O să trebuiască să îi facem, să-i dăm transferul în altă parte, când avem posibilități. Bun, pe de altă parte, din punct de vedere sportiv, eu aș fi mulțumit atâta timp cât reușim să-i ridicăm și să-i ducem și dacă mai există și mai funcționează, dar mai mi-ați dat o veste proastă și... că Dinamo nu mai ia. Dinamo am discutat, am avut discuții cu ei la București, la Sighetul Marmației, că am avut Cupa României unde am luat argint cu băiatul ăsta care era campion și i-am propus, domnule, vrei să iei copilul ăsta? Uite, are 19 ani, este de viitor, este clădit bine, construit bine, are fizic extraordinar, muncitor, corect, cinstit, așa. Dom'le, atât putem să oferim. Nu merge așa. Nu merge așa, pentru că în București, ca să stai pentru masă și casă, ar trebui să stai numai închis. Deci nu trebuie să te mai duci nicăieri, pentru că dacă te duci la metrou trebuie să bagi bani, la tramvai trebuie să bagi bani, la oriunde te duci, bei un suc în plus. În orice altă localitate, la fel. Nu poți în ziua de astăzi să mai ții sportiv pe masă și casă. N-ai cum. Nu e cum. Asta înseamnă că nu vrem performanță în respectivă. Nu, ei vor să cumpere talentul și performanța, dar cu puțin și... așteaptă să mai facă rezultate și pentru ei. Cam așa se gândește. Asta e o chestiune de business. Business-ul întotdeauna gândește așa. Dar aici nu merg lucrurile foarte simplu pe direcția asta. Nu merg. Vedeți că nici cluburile mari nu mai au... Haideți că ne întoarcem imediat la povestea dumneavoastră, că nu mă driblați dumneavoastră pe mine, deși ați încercat un pic și cu fotbalul. Nu, m-am băgat. Dumneavoastră m-ați întrebat, eu am răspuns. Eu chiar vreau să mai aflu multe și despre cariera dumneavoastră și despre ce reușim acum să facem în sportul Fălticeni, de care eu vă mărturisesc, sunt mândru. Luăm câteva minute de publicitate, revenim.